Șmecheria, inconștiența și bătaia de joc a comercianților taxată de instituțiile abilitate. Cantități foarte mari de pește, de carne și de produse lactate au fost retrase de la comercializare în județul Iași. Mărfurile perisabile nu erau etichetate corespunzător, nu aveau documente de proveniență și lipsea echipamentul de protecție pentru personalul angajat. În plus, multe din aceste produse alimentare erau depozitate la propriu sub cerul liber, neprotejate de intemperii sau de temperaturile ridicate. Ca urmare, pe lângă interzicerea vânzării, DSVSA a aplicat amenzi magazinelor în cauză în valoare de peste 150.000 de lei. Au fost controlate unitățile autorizate sanitar veterinar, au fost controlate unități înregistrate sanitar veterinar, dar și au fost făcute și controle în trafic. În unitățile autorizate sanitar veterinar au fost sancționate cele care au fost găsite neconformități. Neconformități au fost fără lipsa substanțelor de igienizare a spațiilor, nu aveau contracte încheiate cu unități autorizate pentru efectuarea operațiunilor DDD, lipsa de marcare a spațiilor de depozitare. Au fost confiscate o cantitate de 670 de kg produse de origine animală, având pește, produse din pește, lapte, produse din carne, în valoare de 30.000 de lei. De asemenea, la controlele în trafic au fost găsiți mijlocitori care nu aveau autorizație sanitară veterinară de transport. De asemenea, au fost și ei sancționați contravențional. Iar la unitățile de tip piețele agroalimentare, pot să vă spun că nu erau avizate fișele de sănătate a animalelor de către furnizorii de lapte crud, motiv pentru care s-au aplicat sancțiuni contravenționale. În total au fost date 81 de sancțiuni contravenționale în valoare de 130.000 de lei. Au existat și societăți sau chiar în piețe situații în care ați mai fost și până acum și ați depistat nereguli și ați găsit din nou nereguli? Da, acestea au fost închise definitiv, deci producătorii celorlalți s-au retras licența de comercializare și au fost închiși definitiv. Într-adevăr, au existat la mai ales la producători de lapte. Ce riscă, să spunem, în continuare dacă sunt găsiți în mod repetat astfel de persoane, în afara faptului că sunt închiși, ei sunt închiși definitiv sau pot după o perioadă să revină? Deci în momentul în care noi le-am dat ordonanța de închidere, a fost retrasă licența de comercializare, deci ei nu mai pot să intre în piețe. Trebuie să reiei din nou procesul de înregistrare sanitar-veterinară și după aceea, după ce își îndeplinesc condițiile, le dăm drumul.